Domnilor, domnilor, revenim în direct cu sala sporturilor din Constanța și mai avem nu foarte multe secunde până când se va da startul celei de-a doua reprize din confruntarea dintre Dobrogea Sud și Dunărea Călăraș, un meci care încheie practic și teoretic, nu mai practic, etapa cu numărul 3 din Liga Zimbrilor. Avem la pauză un rezultat, hai să-i spunem, poate puțin așteptat. Dunărea Călăraș are 5 goluri impus pe tabelă față de echipa gazdă, pregătită de Zvon Koșundovski. Și asta după ce timp de 25 de minute cele două echipe au mers cap la cap în mare măsură. E drept, în permanență Dunărea Călăraș s-a aflat în față la un gol sau la două goluri diferență pe tabelă. Însă câteva erori, hai să le spunem, eu personal le consider ușor inexplicabile în finalul primei reprize din partea gazdelor, au făcut ca pe rând să se rateze în situații foarte bune pentru cei de la Dobrogea Sud, iar mult mai pragmatici, mult mai hotărâți și, de ce să nu recunoaștem, mult mai eficienți, Hampali și lui Adrian Petrea n-au stat pe gânduri, au speculat imediat acest lucru și iată, au închis prima repriză într-un avantaj care, la prima vedere, pare a fi, hai să-i spunem, destul de consistent. E drept, nu este decisiv, pentru că mai avem încă 30 de minute de joc efectiv în această partidă, între două echipe care putem să le considerăm ca fiind printre cele mai solide din acest sezon din Liga Zimbrilor. A început repriza secundă cu gazdele având primul atac, cu Cicovani, coordonator de joc, aruncă Dalibor Ciutura, o minge care se duce însă pe lângă poartă, faultat acolo veteranul sârb de iranianul Nosrati. Din nou Ciutura, Cicovani întâmpinat de Fotache, excelentă intervenția lui Viorel Fotache, care a ieșit undeva la 7-8 metri de poartă și l-a blocat pe Georgian. Malinovic în prepasiv gazdele, Cicovani, excelent, se apără acolo Dospinescu. Face foarte bine apărarea în zona centrală, extrema celor de la Dunărea Călăraș, o aruncare a lui Malinovic pe lângă poartă, bosniacul a greșit ținta și nu se grăbesc și bine fac din punct de vedere tactic, handbaliștii lui Adrian Petrea, nu se grăbesc să declanșeze un atac rapid spre poarta apărată de Nicola Mitrevski, cel care a intrat pe parcursul primei reprize în locul lui Ionuț Iancu. Mihai Bujor, coordonator de joc. Nozrati și Gârbavați, cei doi interi. Pleacă Gabi Bujor în circulație. Fentă de pasă pentru fratele său. Excelentă această minge trimisă pentru pivotul Gurkovski. Și 17-11. Lucrurile nu par să se fi schimbat în bine pentru constanțeni. Cicovani, Ciutura, pătrunde și scoate aruncarea de la 7 metri, faultat de Dospinescu. Plins ca într-un clește între Gurkovski și Dospinescu. Mai revedem finalizarea lui Pavlo Gurkovski, ucrainianul a rămas singur pe semicerc. Discuție între Dalibor Ciutura și antrenorul celor de la Dunărea Călăraș. Până la urmă, Ciutura acceptă, cred, faptul că nu a fost vorba de intenție. Schimbă portarul Dunărea Călăraș și intră Bogdan Fuică în locul lui Celaru și Cicovani este în fața sa și Cicovani aruncă și reduce din diferență 12-17.
Crispinescu, aruncarea lui Bujor. Excelentă parada lui Nicola Mitrevski. Încearcă să accelereze Dobrogea Sud. Cicofani, excelent Celaru. Va fi o eliminare de 2 minute. Eliminare de 2 minute pentru Gabi Bujor. Protestele lui Gabi Bujor. Celaru încearcă să-l calmeze acolo. A forțat această eliminare și Cicovani, dar cei doi arbitri, Mârza și Nedelea din Cluj, cred că au acoperire în regulament. Să vedem această aruncare Ciutura față în față cu George Șelaru. Aruncă, mingea lovește bara și se duce pe lângă poartă. Bujor, Nozrati, Fentă, schimbare în direcție, pasă pentru Gârbavaț, care aruncă. Mitrevski este cel care reușește să blocheze, recuperează Malinović. Cicovani, nicio șansă pentru Celaru în față cu Dalibor Ciutura. Din nou Ionuț Proască este pe extrema dreaptă. Poarta Dunării este goală, pentru că echipa lui Adrian Petrea se atrage în formulă completă. Mihai Bujor, Nozrati, Fentă de pas, Gârbavaț, apărare avansată, Gârbavaț aruncă! Și excelentă din nou parada lui Nicola Mitrevski. Ciutura, aruncă Ciutura încă o dată! De neoprit Dalibor Ciutura. Incredibil acest sârb. E greu să te uiți la el și să te gândești că are 43 de ani. Timeout pe care îl cere Adrian Petre. Pivotul că nu alerga de două ori a fost liber. 6-6. Pivotul central. Ok, pentru viitor, central, pivot central și interinter. Da? Bujie, nu mai riscați. Mergeți lung atacurile. Lung atacurile. Începeți să nu mai jucăm colectiv, fiecare o ia. Ok? Nu te enerva, eu spun ce ai de făcut. Ok? Haideți. Repiere. Hey, foarte important, repiere, că vin. Acum e riscă. Haideți. Uite, pometni, spulite, agresiv, haide! 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 Victorie, 2-3 și victorie! Da, se cere mai multă răbdare, mai multă concentrare și să nu se mai riște în tabăra oaspeților. S-a redus diferența de 5 goluri pe tabelă, cu care s-a încheiat prima repriză, la doar 3. În formulă completă, Dunărea Călăraș rămâne însă pe terenul Ionuț Proască, pe extrema dreaptă, în locul lui Gabi Bujor. A intrat și Hanțaru pe interdreapta, în locul lui Gârbavaț. Mihai Bujor pasă în extremă, n-a reușit aeriana între Dospinescu și Proască. Cerut de cei doi arbitri pentru a se șterge suprafața de joc. Foarte aproape să piardă posesia. Cicovani s-a aruncat însă Georgianul și
A reușit până la urmă să controleze mingea. Deficit de 3 goluri pentru Dobrogea Sud, care are atacul. Iată și suporterii foarte gălăgioși. Nu sunt mulți, sunt vreo 10-15 fani ai echipei lui Adrian Petrea, veniți de la Călăraș pentru această partidă, dar ei sunt cei care domină fondul sonor. E drept, sunt și destul de bine pregătiți cu o tobă în care se lovește cu foarte multă determinare. Și Covani. Ciutura, Malinoviș, Cicovani, greu de oprit, Georgianul. În 6 minute și jumătate de la startul acestei reprize secunde, Dunărea Călăraș nu a marcat decât un singur gol și a încasat 4. Mihai Bujor, Înțaru, Proască, Nosrati, vor intra, sunt în prepasiv cei de la Dunărea Călăraș, Nosrati, Înțaru. Foarte tare și hotărâtă intervenția lui Velko Markovski, pivotul macedonian folosit pe faza de apărare de Zvonko Șundovski. Înțaru și Covani, Mihai Bujor aruncă, își face treaba, blocajul era oricum o distanță de 11-12 metri. Ciutura și Covani lasă, excelent pentru extraordinara parada lui Șelaru față în față cu Vențel Cioc. Încă o dată, George Șelaru o salvează pe Dunărea Călăraș. Revine Peiovici pe teren. Păstrat Hanțaru. Nosrati. Peiovici, Peiovici, Nosrati, lasă până la extremă și, deși prinde mingea destul de greu, finalizează Ionuț Broască. Aruncă Malinoviți. N-a ieșit în fața lui să încerce să-l blocheze Gurkovski și Malinoviți a avut o sarcină mult mai simplă. Supărat Celaru pentru lipsa de reacție a apărătorului său. Greșește, Peiovici recuperează și înscrie exact în vincul și Covani. Catastrofal startul de repriză secundă aceste prime 10 minute pentru Dunărea Călăraș. O cu totul altă echipă față de ce am văzut în finalul primei părți. E drept să nu reducem absolut deloc meritele celor de la Dobrogea Sud, care chiar au jucat foarte exact. Nosrati a scăpat acolo de adversarul direct, de Zoran Nikolić, însă pași în fault, a obținut o aruncare de la 9 metri. Se schimbă mingea.
Țaru. Faultat acolo de Șicovani, se aude fluierul arbitrilor. Pași în fault. Nosrati. Asta pentru Gurkovski, minge la în extremă și ce gol! Reușește Ionuț Broască. Marinovski și golul vine din brațul lui Zoran Nikolić. Nu mai funcționează foarte bine apărările celor două echipe. Parcă mult prea ușor reușesc de fiecare dată când dau atacul, atât Dobrogea Sud, cât și Dunărea Călărași să penetreze linia așezată pe semicer. Peiović. Anțaru, Peiović, Nosrati, supravegheat destul de aproape, excelent, excelent, vine și asumă responsabilitatea Dragoș Anțaru, se lasă un pic în lateral pentru a evita blocajul advers și înscrie exact pe lângă poartă. Aruncă Stevan Vujović. A blocat George Șelaru, dar s-a dat fault încă o dată. Această aruncare cu evitarea blocajului a fost foarte ușor păcălit. Velko Markovski, pivotul macedonian, vă spuneam, folosit de Zvonko Șundovski mai mult pe faza de apărare. Ciutura revine pe teren. Malinović pentru Ciutura. De pe picioare aruncă sârbul și îl păcălește pe George Șelaru. Se grăbesc cei de la Dunărea Călărași. O pasă care creează probleme lui Nosrati. Faultat destul de serios acolo de umbra sa, Zoran Nikolić. Ne așteaptă un final de meci încins. Anțaru, Peiović, Nosrati. Linia de 9 metri a celor de la Dunărea Călărași pentru acest atac. Peiović îi face semn lui Hanțaru să intre la o încrucișare. Hanțaru, fentă de aruncare, rămâne singur la 9 metri. Îl scrie cu toate că Mitrevski a atins mingea. Buricea a revenit pe teren. Buricea lasă în spate și vine torpila expediată de Stevan Vujović. Dobrogea Sud, Dunărea Călărași. Ne apropiem de jumătatea celei de-a doua reprize. Peiović. Se duce Hanțaru, al doilea om pe semicer, Peiović, Nosrati, în prepasit, Dunărea Călărași, pasă pentru Hanțaru, extraordinară parada lui Mitrevski. Recuperează Broască, pasă în extremă, Dospinescu, 7 metri. Mitrevski încearcă să explice arbitrului, protestează și încasează 2 minute eliminare. Ce i-a trebuit lui Nicola Mitrevski să protesteze la această fază? Iată-l pe golkeeperul macedonean.
Tensiunea este foarte mare și e de înțeles, dar e întotdeauna riscant să contești deciziile arbitrilor, chiar dacă, într-o oarecare măsură, nu e cazul aici, nu discut, chiar dacă de multe ori ele sunt, hai să-i spunem, ușor interpretabile. Regulamentul este clar în ceea ce privește contestarea deciziei arbitrilor. Vrască îl învinge pe Ionuț Iancu. 2 minute eliminare, moment dificil pentru Dobrogea Sud. La faza precedentă, când s-a dictat aruncarea de la 7 metri, a fost evident faptul că Florin Dospinescu a căutat contactul. Un contact însă care a fost clar. Va fi o eliminare de 2 minute, cred, și în tabăra cealaltă. Nu? Scapă Plavulo Gurkovski. A încercat acolo să... jucătorul de la Dobrogea Sud să impresioneze pe arbitri, acuzând faptul că ar fi fost lovit în zona feței de apărătorul de la Dunărea Călăraș. Buricea, extraordinară aruncare, elegantă, pe lângă blocaj, în colțul lung, a văzut foarte târziu șelarul mingea și n-a mai avut nicio reacție. Un gol care vine cum nu se poate mai bine pentru moralul echipei gazdă. Dospinescu, Anțaru! Jos, lângă bară, nicio șansă pentru Ionuț Iancu. În curând vor reveni în formula completă pe teren și jucătorii lui Shundovski. Jutura și Vujović alături de Malinović la linia de 9 metri. Pivot este același Dragoș Soare. Vujović are probleme cu această pasă a lui Malinović. Faultat pivotul celor de la Dobrogea Sud. Iată, tras acolo evident de tricou de Pavlo Gurkovski. Prea puțin au fost jucate extremele în această repriză secundă pentru cei de la Dobrogea Sud. Intrare în forța lui Ciutura. Nostrati se uită spre arbitri, încercând să le sugereze faptul că ar fi fost o forțare. Nu s-a dat însă absolut nimic și între timp cere Zvon Koșundovski time-out, sesizând momentul mai complicat și lipsa de idei pe care o traversează echipa lui în această perioadă. Rešili tu. Dođi ti odigraj kao Jugo. Ti treba da mi rešiš. Uđi bliže koliko možeš. Daj dobar pas kao Jugo, odigraj ti, promeni mesta. Normalan, ali ništa, nemoj da ulaziti na dva. U dijagonalu, vrati sad. Uđi bliže, jedan na jedan, na jednu. Pivot suprotno, jeste. Pivot suprotno. Ostavite ga jedan na jedan. Kumberti la kolcu. Hej, si aparare, to aparare, hajde, hajde. Au trecut de jumătatea celei de-a doua reprize. După un start de repriză secundă în care Dobrogea Sud a dat senzația că e o cu totul altă formație decât ce-am văzut în finalul primei reprize, Dunărea Călăraș a reușit să echilibreze din nou disputa și își păstrează acest avans de 2 goluri pe tabelă. Ciutura.
Pasă până în pivot, o minge care îl căuta pe Malinović. Pasa însă dată de Nicolici a fost una prea puternică și pierd atacul cei de la Dobrogea Sud. Nozrati și Dospinescu aproape în permanență au fost pe teren pentru Dunărea Călăraș. Excelent Hanțaru! Colțul scurt găsește Preșa. 24-21. Prea ușor s-a pătruns acolo printre apărătorul central și cel intermediar. A fost un culoar pe care Hanțaru l-a speculat. E drept, este și meritul pivotului de la Dunărea Călăraș. Este vorba de Pavlo Gurkovski, care a tras doi oameni după el. Două minute, eliminat Dospinescu. Da, s-a agățat acolo de Zoran Nicolici. Corectă decizia celor doi arbitri. Malinović pentru Buricea. Bară! Mingea recuperată de Nistor. Vujović. Ciotura. Malinović aruncă pe lângă piciorul de sprijin al lui Șelaru. 22-24. Intră Mihai Bujor din nou pe teren, dar pe post de extremă stângă, nu de extremă dreaptă, așa cum a evoluat până acum. Peović, Nozrati, lasă pentru Hanțaru, aruncă, minge, lăsată pentru extremă, dar a fost fault în atac. Probleme pentru Nicola Mitrevski, scoate până la urmă mingea din poartă, se grăbesc cei de la Dobrogea Sud, mai au încă 30 de secunde de superioritate și un deficit de 2 goluri pe tabelă. 11 minute până la sfârșitul acestei partide, care e departe de a fi tranșată de una dintre cele două echipe. Wow, wow! Ce torpilă! Malinović! Și încă o eliminare de 2 minute de această dată pentru Fotache. Vin vremuri grele pentru Dunărea Călăraș. În 10 secunde va reintra pe terenul dintre cei doi jucători eliminați din tabăra oaspeților. Intră Dospinescu, Peović, Hanțaru, Peović, Nozrati în prepasiv oaspeții, Nozrati trebuie să arunce la poartă, pasă pentru încercarea de finalizare a pivotului Pavlo Gurkovski, nu se dă nimic, scapă fără gol primit Dobrogea Sud și Cofani, aruncă și Cofani, Gelaru are o paradă extraordinară. Excelent, excelent, George Gelaru. A privit Pavlo Gurkovski spre cei doi arbitri. A fost însă... sincer să fiu, nu mi s-a părut nimic neregulamentar. Nozrati, Hanțaru. Nozrati aruncă mingea
îl lovește pe unul dintre cei dintre adversari și apoi iese în afara terenului de joc. Încă 30 de secunde, cronometrul merge. Peste 30 de secunde va fi din nou în formulă completă Dunărea Călăraș. Peiović, Nozrati, schimbare de direcție, pasă până în extremă, în prepasiv oaspeții, aruncă Hanțaru, excelent, Nicola Mitrevski întinde bratul și evită golul. Buricea, Gârnoglava scalmează, Ciutura pasă în extremă, Niston, egal 24. Și jumătate până la sfârșitul unui meci a cărui soartă este pe buche de cuțit. Revine Dragoș Soare pe postul de pivot. Hanțaru, Peiović, le primește Hanțaru, Nozrati, Peiović, schimbare de direcție, încrucișează cu Nozrati, care găsește colțul lung lângă bară, nicio șansă pentru Mitrevski. Accelerează Buricea, caută să surprindă adversarul nepregătit, pasă până la Nistor, Nistor, egal 25. Ultimele două goluri ale celor de la Dobrogea Sud au fost marcate de Ionuț Nistor. Extrema dreaptă a Constanțenilor, găsind de fiecare dată soluția potrivită pentru a-l învinge pe George Șelaru. Palmiter excelent în poarta oaspeților în această seară. Nozrati aruncă, Nozrati, mingea se duce peste poartă. Scapă Buricea, pierde posesia Constanța. Nozrati cere ca să se schimbe obiectul muncii. Iată câteva din cele mai spectaculoase momente ale acestei reprize secunde. Șase minute și jumătate până la final. Vartic a intrat și el pe Inter stânga. Inter extremă, e greu de spus. Joacă centru mai mult. Hanțaru pierde balonul. Posesie Buricea pentru Nistor. 26-25. Ce gafă comit cei de la Dunărea Călărași. Pentru prima dată, cred, pentru prima dată în această partidă, Constanța este în avantaj. Dunărea a avut meciul în mână din punctul meu de vedere. N-a știut însă să gestioneze câteva momente cruciale, vitale, în startul reprizei secunde. Time-out pe care îl cere din nou Adrian Petrea. Să-l ascultăm pe tehnicianul celor de la Dunărea Călărași. Atenție la mine! Ajungem în atac, da? Stăm pe loc și uite așa. Nu, am zis că mergem în atac fix, în pas. If you stay 3 seconds with the ball, we lose the time and prepassive. Totdeauna mișcare, nu prinde mingea pe loc și după aia lua acțiune. Din Hugo, repede 2 la 2 central. Victor, la fel și tu aici, la Țărnoglava. Haide, și repliere! Repliere! Haide, haide!
acest piston. Atacul 1 la 1 trebuie să câștigăm jocul acolo. Tare, 1 la 1. Hai, tare, victorie, 2-3-3. Da, au prins parcă mai multă viață și sunt mult mai vocali și suporterii celor de la Dobrogea Sud. Constanțenii care, iată, acum cu 6 minute și câteva secunde reușesc în fine să treacă în față pe tabelă după ce vă reamintesc la pauză. Dunărea Călăraș avea 5 goluri mai mult decât Dobrogea Sud. Acum este 26-25 pentru gazde. Oaspeții au însă atacul. Hanțaru pentru Vardy combina cu Dostinescu. Hanțaru din nou s-a dus Vardy al doilea om pe semicerc. Hanțaru pasă exact la adversar. A recuperat Dobrogea Sud și Buricea îl ia la țintă, îl ia efectiv la țintă pe Șelaru. Cât de important ar fi fost pentru echipa lui Șundovski această reușită. Hanțaru, Nosrati. Hanțaru, Nosrati, nu prea sunt soluții. Pasă pentru Dospinescu. În curând vor intra în prepasiv cei de la Dunărea Călăraș. Nosrati aruncă! Excelent, Mitrevski! Da. Ceva se întâmplă cu Dunărea Călăraș, nu mai are idei în atac. Nu mai găsește soluții trupa lui Adrian Petrea. Cârnoglavaț pentru încercarea de pătrundere a lui Șicovani, care cred că a cerut o aruncare de la 7 metri. Arbitrii însă fac semn că dau doar 9 metri. Gol marcat acum în poarta lui George Șelaru și situația Dunării Călăraș s-ar complica foarte mult. Ciutura și Covani, fault în atac, nu? Am avut senzația că se va da forțare. Încearcă georgianul să explice arbitrului că ar fi fost cu picioarele în semicerc apărătorul de la Dunărea Călăraș. Poate că are dreptate georgianul de acea reluare, însă mergem pe mâna arbitrilor, până la urmă ei știu cel mai bine. Sunt mult mai aproape de fază decât noi. Încă o pauză pentru a se șterge suprafața de joc. Cicovani. Ciutura. La 43 de ani, parcă nici nu se simte aici, faul clar în atac. De această dată, Nosrati a știut foarte bine cum să se poziționeze pentru a-i determina pe cei doi arbitri să dicteze forțare. 4 minute. Un gol avans pentru Dobrogea Sud. Revine pe teren și Mihai Bujor. Vartic. Vartic, Bujor ar... reușește să arunce, dar a făcut-o dezechilibrat. A cerut 9 metri. Cred însă că n-avea cum să primească și extraordinară această finalizare a lui Nicolici. Două goluri avans. Ce pas a dat Dalibor Ciutura prin semicerc, prin spatele unui adversar. Impecabil serviciul pentru Zoran Nicolici. Hanțaru
Două minute eliminare. Două minute eliminare, proteste ale gazdelor. Eliminat Cârno Glavaț pentru această împingere, acest brânci pe care l-a aplicat în săritură adversarului. Da, doi oameni, un om mai puțin pentru două minute pentru Dobrogea Sud în acest final de meci, dar sunt două goluri avans și să vedem cum vor reuși să gestioneze gazdele acest moment complicat. Deja o partidă care s-a prelungit foarte mult, multe întreruperi. Un meci extrem de încins și de disputat între cele două grupări, ambele cu pretenții îndreptățite, spun mulți, la o poziție cât mai înaltă în ierarhia Ligii Zimbrilor. Anțaru, Bartic. Anțaru din nou, pasă pentru Mihai Bujor. Mihai Bujor pasă în extremă de Ospinescu, nu găsește soluții. Este faultat acolo de Nistor. Își cere scuze Nistor, se pare că l-a lovit fără să vrea în zona feței. Mihai Bujor pasă până în extremă și gol marcat de Broască. 27-26. Este rândul constanțenilor să nu se grăbească. Cât de important este acest atac pentru gazde. Poarta este goală pentru ca să atace, să aibă o linie ofensivă pletă constanțenii. Dacă vor reuși să finalizeze în mare măsură, se pot considera câștigători. Buricea lasă acolo pentru Ciutura. Mingea nu ajunge până în extremă, foarte aproape de intercepție a fost Mihai Bujor, care își mușcă mâinile pentru că nu a reușit să controleze acel balon. Încă 50 de secunde de om în minus pentru gazde. Ciutura. Ciutura caută soluții. Pasă pentru Buricea. Vine și Cicovani. Malinovic. Din nou Ciutura. De la el se așteaptă probabil foarte multe, având în vedere experiența fabuloasă pe care o are. Va fi o eliminare de două minute. Da, a fost picior evident. Evident. Eliminare două minute. De... N-are de ce să protesteze Mihai Bujor. Se vede clar cum a dus piciorul spre minge. E, numai de asta nu avea nevoie, cred, Adrian Petrea în final de meci. Speranțele la un rezultat bun sunt acum în mare măsură risipite. Încă 90 de secunde. Un gol în plus pentru Constanța, care are atacul. Buricea, Cicovani, Ciutura, Malinovic, Buricea, Cicovani, lasă pentru Malinovic, fentă de pas, abia acum îi trimite lui Ciutura, care rămâne singur, dar aruncă incredibil pe lângă poartă. Nu-mi vine să cred, ce ratare imensă. Fotache se oprește, ultimele 60 de secunde. Dacă ar fi marcat Ciutura, probabil că Dobrogea Sud ar fi obținut victoria. Așa trebuie să tremure gazdele în acest final de meci, chiar dacă au un om în plus în acest moment pe teren. Bartic, pasă greșită și totul s-a terminat, cred. Totul s-a terminat. Încă 30 de secunde. Atacul și omul plus, un gol avans pentru Dobrogea Sud. Ciutura merge la limita jocului pasiv, cere timeout. Zvonko Șundovski pentru a evita ca echipa să fie amenințată cu joc pasiv. Să-l ascultăm pe antrenorul constanțenilor. 5 contra 5. Nu, comandăm ăsta în asta. Șase contra 5. Rașirii, Pusti Bărzulopcu,
ako je pasivna, ne treba da, da, da napada. Razumem, samo brzo. Kad je pasivna, imate pet odavanja. Koliko gleda, faul. Nemojte se obazirati na faul. Ako se otvori prostor, treba da idemo na gol. Na gol, na gol. Palina, ajde. Ajde, Vitorije, 3-3, sigi, Vitorije, ajde. Să luăm mingea și ca să recuperăm. Da? Ai înțeles? Haideți! Singura șansă pentru Dunărea Călăraș este ca echipa să recupereze. Mingea foarte repede în aceste 17 secunde rămase până la finalul jocului. Ultimele secvențe ale acestei partide. Ciotura. Malinović, pasă Malinović! Excelent, Șelaru! Încearcă să declanșeze contraatacul. 5 secunde, Fotache! Fotache se înalță, aruncă! Și va fi o aruncare de la 10 metri, ultima fază a acestei confruntări. George Șelaru, portarul excepțional al celor de la Dunărea Călăraș, are o criză de nervi pentru că și-a făcut datoria, a blocat această ultima aruncare, însă pe contraatac colegii săi nu au fost în stare să înscrie golul egalizator. Să vedem ce va reuși Fotache. Fotache în fața sa, un zid alcătuit din 6 jucători ai celor de la Dobrogea Sud. În poartă este Nicola Mitrevski. Fotache, unul dintre cei mai înalți oameni ai celor de la Dunărea Călăraș, are șansa să evite eșecul pentru echipa sa. Fotache aruncă, scoate Mitrevski și Dunărea Dobrogea Sud, după ce a fost condusă la pauză, la 5 goluri de Dunărea Călăraș, se impune într-un final nebun cu 27-26. Doamnelor și domnilor, aici se încheie și transmisiunea noastră. Dragoș Bogdanaciu vă mulțumește pentru atenție. Legătura în studio, o seară excelentă alături de Televiziunea Română.